Cristi și Diana de la Mireasa au decis să-și ducă relația la următorul nivel. Cei doi sunt din ce în ce mai aproape de visul de a forma o familie în adevăratul sens al cuvântului. Momentele de care au avut parte în călătoria în Paris au fost speciale, în timp ce se aflau în cel mai romantic loc din Europa, cunoscut și ca orașul iubirii. Cristi a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Diana în căsătorie. Concurentul i-a făcut iubitei sale o declarație de dragoste, iar mai apoi i-a adresat marea întrebare. Cristi a spus Dianei că este convins de faptul că o iubește și își dorește să fie soția lui. Concurenta a fost emoționată și surprinsă de gestul iubitului ei, spunând că nu se aștepta la acest lucru. Cristi și Diana au o relație de 2 săptămâni și sunt foarte fericiți unul alături de celălalt. Cristi și Diana au avut, de-a lungul relației lor, parte de mai multe momente tensionate. S-au certat din diferite motive, dar în cele din urmă au reușit să treacă cu bine peste provocări. Cei doi concurenți au pus iubirea lor mai presus de orgoliu, iar acest lucru i-a dus într-unul dintre cele mai importante momente din relația lor. Deși au avut parte de certuri, Cristi și Diana nu și-au pus la îndoială sentimentele pe care le-au unul față de celălalt. Cei doi se pregătesc acum să devină soț și soție și să petreacă cele mai frumoase momente împreună cu familiile lor.